Mangini, de Paterica, de la Sfântul Grigorie Dialogul. Episcopul cetății Narnia, Casie, bărbat foarte cucernic, se obișnuise a aduce lui Dumnezeu în toate zilele jertfa cea fără de sânge, Sfânta Liturghie, cu multe lacrimi. Într-o zi, fiind în lăuntrul altarului, a primit prin vedenia unui preot al său poruncă de la Domnul care îi zicea: lucrează ceea ce lucrezi și slujba ta să nu înceteze, că la praznicul apostolilor vei veni către mine și îți voi da plata ta. Care lucru s-a și întâmplat, căci după trecerea a 7 ani, chiar de praznicul apostolilor, după ce a săvârșit dumnezeieștile taine și s-a împărtășit cu sfânta cuminicătură, el s-a dezlegat de încheieturile trupului. Deci limpede este că dacă atâta bine le face jertfa unora ca aceștia, precum și întru altele am zis, e de socotit că aceasta mai vârtos pe cei vii poate să-i folosească, căci Sfânta Liturghie e mai bună decât toate celelalte, adică decât toate bunătățile pe care cineva le nădăjduiește după moarte. Fiecare pentru sine să și le gătească, că mai fericit este ca cineva slobod să iasă din viață, decât mai pe urmă din legături să caute slobozenie. Deci datori suntem ca lumea aceasta, cu tot gândul nemernică a o socoti, văzând-o pe dânsa ca pe una ce se stinge și a cărei slavă pierde de grab, și jertfele cele de fiecare zi lui Dumnezeu cu lacrimi ale jertfii, adică trupul și sângele lui, că singură această jertfă, Sfânta Liturghie, izbăvește sufletul de moartea cea veșnică. Iar prin taina aceasta, Sfânta Liturghie, venim într-o pomenirea morții Fiului lui Dumnezeu, cel unul născut, care din morți învind nu mai moare, că moartea pe dânsul nu-l mai stăpânește. Și deși nemuritor și nestricăcios rămâne pentru noi, el iarăși se jertfește prin taina Sfintei Jertfe, fiindcă trupul său se împarte și se dăruiește spre mântuirea tuturor. Așișderea și sângele lui nu se mai varsă pe mâinile necredincioșilor, ci se toarnă în sufletele credincioșilor. Așadar, dintr-o acestea să înțelegem ce fel de jertfă este aceasta ce se aduce pentru noi, adică pentru totdeauna ne aduce înainte pătimirea unui născut Fiului lui Dumnezeu, pentru răscumpărarea noastră. Și cine din credincioși se poate îndoi că, adică în ceasul Sfintei Jertfe, prin glasul preotului, cerurile se deschid întru taina Domnului nostru Iisus Hristos și cetele îngerilor acolo vin și cele înalte și cele smerite se amestecă și cele cerești cu cele pământești se împreună și una se fac.